Este ora! Pavilionul, geacul și marele pavoaz, sus! Solemnitatea momentului a fost marcată de ridicarea pavilionului, a marelui pavoaz și a gecului la catargul navelor militare spre încântarea publicului, iar emoțiile marinarilor au fost pe măsură, mai ales că se află lângă ei șeful statului major general. Este o ocazie cu care militarii din Marina Militară, din Forțe Navale, își demonstrează maestria și arată locul de muncă familiilor, colegilor, prietenilor și cetățenilor orașelor în care locuiesc. În plus, cei prezenți au avut ocazia să urce la bordul navelor de tipul corvetelor, navelor purtătoare de rachete sau torpiloare. Iar pentru Prichindei, unii veniți pentru prima dată la asemenea manifestare, senzațiile au fost unice. De unde ați venit? De la Spania. O, din Spania! Și e pentru prima dată când vii aici, la marinari? Da. Văd că te-ai îmbrăcat în ton cu ce se întâmplă aici. În marinar m-am îmbrăcat. Vrei să devii marinar? Da. Am venit la marinar, m-am urcat pe vapoare, două vapoare și am tras și cu puștile astea toate și mi-a plăcut aici. Simțim foarte bine, prima dată când am venit aici, personalul e foarte generos și ne oferă informații. De unde sunteți? Suntem din Baia Mare. Și ați cunoscut îndeaproape acum o navă de luptă? Da, acum am avut ocazia pentru prima dată. Mai veni și altă dată? Sperăm. În cadrul evenimentului au fost expuse lucrări de matelotaj, au avut loc expoziții de tehnică militară, precum și demonstrații de executare a nodurilor marinărești. Însă, cel mai așteptat moment care i-a antrenat și pe cei mici a fost cel legat de jocurile marinărești. Pe locuri? Ești gata? Stai! A fost frumos! E foarte frumos! Sunteți pentru prima dată când veniți? Da, da. Din ce zonă? Din Maramureș, din Baia Mare. Mi se pare o decizie foarte bună a autorităților și mai ales a celor de la Marina Militară, de a avea un contact direct cu turiștii, cu toți cei care sunt dorniți să afle niște lucruri pe care nu le pot afla în alt mod. În timp ce pe uscat s-au desfășurat tot felul de competiții, pe mare au avut loc concursuri între bărci cu rame, schipuri, iole și veliere, unde marinarii s-au luptat să ajungă primii la linia de sosire. Pentru ei, marinăria este un vis împlinit. Este o experiență unică, sunt niște trăiri extraordinare. Probabil nu se poate compara cu altceva, mai mult ca sigur. De reprezentanția marinarilor s-a arătat mulțumit și senatorul PPDD Marian Vasiliev, care a venit special la Mangalia pentru această zi. Armata, care a fost întotdeauna alături de acest popor, a fost sufletul poporului în cele mai grele momente. Este de fapt o instituție deschisă, o instituție apropiată de sufletul oamenilor, de oameni obișnuiți, de turiști, de locuitorii din Mangalia. Cei care au ales să vină în sudul litoralului în această perioadă vor avea parte de o serie de surprize pregătite de marinari cu prilejul zilei Marinei, care se va sărbători pe 15 august în porturile turistice din Mangalia și Constanța.